Miza este foarte mare. Am înțeles că au o noapte în cort în casa băieților sau în curtea casăi băieților, dar fără camere doar audio. Adică, indiferent ce vor face, va trebui să fie pe mute. Problema este că și întrebările sunt de Doamne ferește. Adică, pe Dima și Sabrina îi întreabă ceva cu fosta relație a Sabrinei. Mie nu mi se pare ok că bași fata la înaintare, adică o o faci... Și... Antonia a avut întrebarea asta. Ceva de ce dacă a mai avut o relație de dragoste cu fostul în timp ce el avea o altă prietenă sau ceva la modul ăsta. A doua întrebare, de ce a spus Dima, vrei să te căsătorești cu mine înainte de a spune te iubesc? A treia întrebare, dacă Dima o ascultă pe Sabrina de complezență? Asta a fost întrebarea lui Antonio. Băi, deci întrebări foarte dure care ar putea să producă niște certuri și niște scandaluri foarte mari. Sunt curioasă dacă la toți concurenții se vor adresa întrebări atât de dure. Mie, sincer, nu mi se pare că ar fi fer. Sunt curioasă să vedem ce întrebări vor avea Preferații Chiar sunt curioasă Pentru că cumva simt Băi, prea dure întrebările astea Deci nu mi se par ok deloc Dar miza este una foarte mare O noapte în cortul Din curtea casei băieților Doar cu sunet Fără audio Cam despre asta este vorba Hai să vedem ce va fi